Salut! Hai să vorbim un pic despre un concept. Hai să spunem cumva un mic adevăr pe nume. Eu tot folosesc mereu acest procent 80-20, dar nu te gândi că l-aș fi inventat eu, ci pur și simplu l-au inventat alții, l-au demonstrat de atâtea ori, l-au aplicat atât în sociologie, psihologie, marketing, deci vânzări, în publicitate și chiar în relații. El funcționează. Și atunci nu mai spun că mulți se căsătoresc de frica de a nu rămâne singur, de gura lumii, ca să intre în rândul lumii, Doamne ferește, ceva mai trist n-am văzut, sau ca să nu moară singur la bătrânețe, sau ca să încheie o afacere bună și o maschează în iubire, sau din obișnuință, sau nu contează. Dar hai să facem un mic exercițiu de imaginație de data asta și să ne imaginăm așa. Scoatem sexul dintr-o relație. De tot. Și vom afla că 90% dintre femei nu au nimic altceva mai bun de oferit decât atât. Există și acele excepții de 10%. Poate că alea contează. Și ca să fim obiectivi, acum să vorbim și despre bărbați. Imaginați-vă că eliminăm banii dintr-o relație. Gata, de azi înainte banii nu mai contează. Și veți vedea și veți înțelege că 90% dintre bărbați nu au nimic altceva mai bun de oferit decât banii. Și atunci eu vă întreb pe voi, în ce măsură credeți că știți ce e iubire adevărată când majoritatea stați cu o femeie doar pentru sex, poate și la așa și așa, că n-ai de unde să știi cum e la bun dacă tu te-ai obișnuit să stai cu ăla prost. Cine vede și nu știe, zice că așa trebuie să fie. Sau la fel tu, femeie, care stai doar pentru banii pe care ți-i oferă el și pentru statutul pe care ți-l oferă el, poate de cele mai multe ori nu e deloc. Cine știe ce, dar te gândești că decât să mă întorc de unde am venit, mai bine, completezi tu ce vrei. Și asta credeți voi că e relația adevărată? Asta credeți voi că e iubirea? Asta, poate nici nu e nevoie de iubire, dar asta credeți că e o poveste între doi oameni? Nu. Atunci o să vorbesc cu cei 10%. Oamenii altfel. Oamenii out of the box. Oamenii diferiți care acționează diferit. Oamenii care nu fac ceea ce trebuie, ci oamenii care fac doar ceea ce le place pentru că asta simt. Nu poți să faci ceva și să zici că ai făcut bine dacă nu simți. Și atunci să revenim. Ce preferi? Să faci parte dintre cei 90% care stau într-o relație doar pentru bani? Mai exact, cele 90% care stau pentru bani? Sau să faci parte dintre cei care stau cu o femeie doar pentru că aia îi oferă sex și atât? Sau preferi să alegi ceva cu adevărat diferit, care îți oferă mai mult decât bani și sex? A nu se înțelege că, vai, domne, prostul ăla e contra banilor sau contra sexului. Ce ai nebunit? În niciun caz. Eu spun că viața este cumva mai mult de atât și că ai multe de oferit. De asta multe tipe cu bani or să dea naibii toți banii, pentru că nu le interesează doar banii, când ele duc lipsă de anumite stări de spirit pe care doar anumiți oameni pot să le ofere. De asta mulți tipi renunță la un anumit tip de femeie și găsesc una care poate nu arată la fel de bine, dar care poate să ofere infinit mai multe stări de spirit, senzații, trăiri, amintiri și chiar discuții. Pentru că ce să vezi, sunt bărbați foarte inteligenți care au nevoie și vor să discute lucruri cu o persoană de alt sex decât al lor și să o ducă într-un infinit. Să o ducă la un nivel infinit. Să o ducă și să nu se plictisească. Să vorbească 15 ore în continuu, să nu se repete doar o dată. Cam cât puteți să faceți chestia asta? Pentru că poți să ai o groază de bani, dar dacă nu ai cu ce să duci o discuție de genul nivelul infinit, fuck it, ce mai faci cu banii? Sau poți să ai o groază de bani și să afli că într-o zi faci cancer și ai o leucemie de aia cruntă și în 4 luni mori. Și ce mai faci cu banii? Ce mai faci cu miile de mașini, de apartamente, de chestii? Și poate că găsești un nebun care reușește să te facă bine doar mental. Când doctorii spun, ne pare rău, nu mai avem ce face. Când schimbi spitalul și din nou să spune, îmi pare rău, nu mai avem ce face. Și totuși în final tu ajungi să trăiești și acum ești bine, pentru că ai avut nebunul care știe ce să spună, pentru că de multe ori nu suntem bolnavi la corp sau la cap, ci suntem bolnavi în suflet. Pentru că oamenii nu cred că trebuie să fii bine în primul rând în suflet, să fii bine la cap și după aia și la corp. Pentru că dacă ești bine la cap și în suflet, te faci bine și la corp. Revenim. Ce preferi să faci și să ai? Acel 10% altfel, acel 10% wow, acel 10% diferit și nu doar să ai, ci să fii tu prima dată acel procent? Sau te mulțumești cu un sex bunișor, așa, sau unul prost Sau te mulțumești doar cu banii și restul e SF, vezi, Doamne, restul nu există, restul e doar în filme. Nu e doar în filme, pentru că eu am trăit asta și da, am trăit și să cunosc și să chiar am femei care au zis, fuck it, nu mă mai interesează cele 5.000 de euro pe lună, dacă aș putea să le arunc, dar să ofer stările pe care mi le-ai oferit tu săptămâna asta, crede-mă că aș face-o. Doar că eu am zis că nu ar fi fair play să renunțe ea la tot pentru mine, sau poate nici eu nu eram dispus să renunț la tot doar pentru ea, pentru că poate vroiam și mai mult de atât. Așa că depinde ce vrei. Eu nu am vrut să fiu, să fiu din cei 10%. Mi-am dat seama doar că m-am născut așa și mi-o asum și îmi place. Fă ceea ce îți place, fă ceea ce simți, fii un om liber, pentru că asta îți rămâne la final. Amintire, emoție, senzație, trăire, iar restul sunt doar niște mijloace pe care poți să le ai sau să nu le ai. Dacă ai atitudinea corectă și încrederea în tine, dacă ai argumentele și inteligența necesară, crede-mă, ai tot ce trebuie ca să ai absolut ce vrei. Inclusiv acele femei la care crezi că nu poți avea niciodată acces. Think about it. Salut!